Domnule senator, sunteți la primul mandat. Cum ați ajuns din economie în politică? Când USR plus USR, la momentul respectiv, a luat inițiativa de a începe campania fără penal în funcții publice, am fost atras de o echipă tânără, dinamică, mi-a plăcut și astfel am intrat și eu în politică. Am cerut să fiu primit în echipa lor. Înseamnă că ați ajuns foarte repede din simpatizant direct în Parlament. Din 2016-2018, da, am avut o muncă extrem de asidă în cadrul filialei locale și în biroul județean din Tulcea și, într-adevăr, munca continuă și asidă a avut și rezultate. Sunteți reprezentantul județului Tulcea în Parlament, în calitate de senator. Care sunt cele mai importante probleme pe care le întâmpină în acest moment județul Tulcea? Județul Tulcea probabil că este unul dintre cele mai întinse și mai frumoase județe din România. Județul Tulcea are tot ceea ce are nevoie o comunitate de oameni pentru a trăi. De la munți, fie și ai Dobrogei, așa mici, de la Dunăre, delta Dunării și Marea Neagră, litoralul românesc, județul Tulcea are un potențial fantastic pentru turism și pentru economie, pentru a dezvolta o economie sustenabilă. Din păcate, cu toate că este un județ foarte mare ca și suprafață, cu o populație, cu o densitate a populației destul de mică, totuși se confruntă cu anumite situații care duc spre derizoriu traiul oamenilor, localnicilor. Și nu mă refer doar la localnicii care sunt pe partea de uscat, mă refer la cei din delta Dunării, care au nevoie de ambarcațiuni pentru a ajunge pe uscat, pe continent, să spunem așa. Cei din Baltă, băltenii, sunt foarte greu încercați, pentru că undeva la ora 3 după amiază la ei se oprește viața. Nu mai au un mijloc de transport, nu mai au cu ce să ajungă în Tulcea, nu mai au cum să ajungă la un spital, este foarte greu. Pentru acești oameni s-ar putea crea niște programe de finanțare specială. Spre exemplu, ar putea fi asigurate niște credite pentru a cumpăra o barcă care în cazul respectiv joacă rolul unui automobil în cazul celor care locuiesc pe uscat, ca să zic așa. Deci niște facilități fiscale care i-ar putea ajuta. USR Plus și colegii mei din Tulcea lucrează la un proiect pentru a înființa niște helioporturi pentru transportul aerian. Să vedem ce vom reuși să facem. Totodată mai sunt niște proiecte, dar nu știu dacă sunt fiabile, pentru că o dezvoltare a unei infrastructuri rutiere sau feroviare de la Sulina sau de la Sfântul Gheorghe către uscat, către Tulcea, implică mai multe inconveniente. În calitate de senator, vă întâlniți la fiecare sfârșit de săptămână cu alegătorii care vin la biroul parlamentar. Care sunt problemele pe care ei vi le ridică în aceste discuții și în ce măsură puteți să folosiți problemele ridicate de ei, sugestiile lor, în îmbunătățirea legilor aici în Parlament? În fiecare joi după amiază, vineri, sâmbătă, am audiențe la biroul parlamentar din Tulcea, situat pe strada Babadac. El este deschis non-stop de luni până sâmbătă. Cei mai mulți oameni care vin au fost categoria de pensionari, pentru că cer recalcularea pensiilor și am avut foarte, foarte multe intervenții și foarte mulți oameni la biroul parlamentar pe această temă, cu pensiile, cu recalcularea pensiilor, pentru că oameni care au lucrat în condiții egale, în
îndeplinind aceleași condiții de vârstă, au ieșit cu pensii diferite și nu înțeleg de ce. Pentru asta au cerut recalcularea pensiilor. O altă categorie de oameni care au vizitat și trec foarte des pragul biroului parlamentar sunt asociațiile persoanelor cu dizabilități. Au nevoie de sprijin. Chiar sâmbătă am vizitat un centru de recuperare în comuna Horia, un centru foarte frumos, mi-a plăcut. Mi-au plăcut pacienții, cum sunt tratați acolo. Am discutat cu ei. Mai avem nevoie și e nevoie de centre moderne, pentru că, din păcate, sunt foarte multe persoane cu dizabilități. Și un lucru trist. Care sunt prioritățile legislative pe care le aveți aici în Parlament, având în vedere că veniți dintr-un județ cu astfel de probleme? Inițiativele legislative la care lucrăm sunt cele cu protejarea mediului înconjurător și al faunei, protejarea rezervației biosferei Delta Dunării, dezvoltarea turismului și atragere de bani europeni către județul Tulcea.